20 februarie 2024 și e o vreme răcoroasă, nefavorabilă, să-i zic așa. Și am stat eu și m-am gândit, mă, cum să dau și eu silop la camioane, la spații închise, se poate da foarte ușor, dar la exterior este complicat. Prima dată a trebuit să modific eu această sticlă. Iată, am modificat-o, i-am pus un pai din ăsta cu cotitură. Asta a trebuit să fac prima dată. Și următorul lucru care trebuie să-l faci e să vii să umpli aceste adăpătoare, să vin la ele. Aceste adăpătoare care albina lea, una e golită, una mai are un pic. Cam la două zile trebuie să vin. Acum iau cutterul și crestez un pic această folie deasupra hrănitorului. Fac așa, la ambele. Un pic, pe acolo nu poate să iasă albina. Așa și vin și eu fără mască, lejer, și le dau sirope. Ai nevoie de un pai cu cotitură pentru a putea introduce frumos acea gaură pe care o tai și apăsând un pic sticla, umpli acel hrănitor. Bun. Umplem și pe al doilea. Cam despre asta e vorba. Foarte, foarte convenabil. Bine, acum nu știu dacă e foarte eficient ca timp, dar în siropul acesta sunt niște ingrediente pe care, dacă albina le ia în proporție mică, și în proporție mică, este foarte, foarte bine. Bun, cam asta este ce vreau să vă arăt, cum să dați acest sirop pe vreme nefavorabilă albinei la exterior. Se poate face, eu știu, și alte metode, da? Pentru mine ăsta este convenabil, așa este convenabil. Ca să pot și eu, da, da? Probabil mai sunt între dumneavoastră persoane care ar vrea să dea. Hai să mai deschidem unul între timp. O să fie un film scurt. E un film scurt fiindcă vreau să vă arăt doar esențialul, adică cum să procedezi dacă vrei să dai sirop pe vreme nefavorabilă în astfel de hrănitoare. Iată și acesta. Acesta este o colonie. Aceasta este o colonie pe două rame, doar că a explodat. A eclozat puietul. Vedem dacă se și vede. A explodat, a eclozat puietul acolo. Să aducem camera mai aproape. Că de pe spate. Să îndreptăm un pic în jos. Așa, deci e albină pe două rame, dar e foarte, foarte bine dezvoltat. Deja a trecut după diafragmă un pic, aici așa ia mâncare. Și aici ai dau o crestătură faină, așa, prin care introduc paiul. E foarte, foarte fain, îi dau sirope. Da, aveți și voi, iată, vine siropul cald. Astăzi folosesc prima dată ăsta. Până mă voi obișnui eu cu el, durează, dar e perfect, este ceea ce trebuie. Și albinele au și siropel și nici nu le deranjez foarte tare.
Bun, deci ne adaptăm vremurilor sau ne adaptăm la ceea ce vrem să facem, că depinde și ce vrei să faci. Bun, cam atâta pe ziua de azi. Iată ce ușor poți să dai sirop, bineînțeles, după ce pui acele adăpătoare. Până data viitoare, numai bine!